Și eu să vă stați un pic, nu știu dacă merge înapoi, clipez. Asta este Victoria Concert Hall, care încă mai există. Deci ei au clădit-o, într-adevăr, mie mi-a plăcut. A fost nicio modernă, că au clădit una nouă, nu mi-a plăcut de nicio culoare. Deci e un design modernist care, în părerea mea, nu are niciun fel de armonie. Să văd dacă o găsiți aici. O vedeți? E turnuleță ăsta de aici. Deci poza a fost luată din partea asta. Și aici este centrul financiar, deci toți scrie noștri, aproape fiecare aparține câte unei bănci sau unei instituții financiare. Așa arăta, iarăși, în centru, pe vremea respectivă. Aici, după cum îi vedeți, nomenclatura în costumul lor colonial. Și asta e interiorul unui ofisului birou de pe vremea respectivă. Nu foarte, cred că e deja de până 1900 și ceva, că aveau electricitate. Deci aveau totuși, eu încă tot mă mir cu ventilatoare, dar eu mă mir cum, Doamne iar, cum au rezistat ei pe căldura aia. Adică mi-a trebuit vreo 10 ani să mă aclimatizez. Aici fac și eu o paranteză, am avut și o șansă să ajung la în Singapore. Am ajuns în jurul prânzului pe la 2. Oh. Am ieșit din avion, am intrat direct în aeroport pe calea de acces, n-am simțit nimic. Și în momentul când am ieșit din aeroport, într-o zonă umbrită, într-o parcare umbrită, nu bătea soarele, senzația pe care am avut-o era la vreo jumătate oră după ce plouase, era că am intrat într-un cuptor. Efectiv, asta a fost trăirea, apropo de căldura ecuatorială. Atunci am trăit și eu senzația de căldura ecuatorială. Da, ca să fac o comparație, mă rog, exagerată, dar ca să vă fac o comparație, când e vară, iunie, dați drumul la apa fierbinte în cada Dubai, închideți ușa, lăsați să se facă abur, se umple cada, hai să zicem, până la jumate, și vă luați laptopul, vă luați și lucrați acolo și vedeți cum e. Aia e clima de la noi. Avem umiditate mare, deci cel puțin minim 70%. E, poate să fie 80, dar de plouă și... Deci, efectiv, când plouă torențial și nu e foarte... Deci, de tot seara, vezi efectiv aburii. De vezi, ca în filmele alea, science fiction, vezi așa aburii pe stradă. Anii 50 au fost o perioadă foarte turbulentă, pentru că a fost o, efectiv, o luptă pentru putere. Pe de o parte, diverse facțiuni din care s-a desprins până la urmă cea care conduce acum, deci People's Action Party, PAP, și pe vremea respectivă cei care au fost și pe care au vânat deci, și au ajutat britanicii foarte mult, pentru că pe vremea ei erau, fiind puterea colonială, ei asigurau poliția și serviciul militar, contra comuniștilor, deci ei au fost comuniștii, dar ei au fost de o natură, să zicem, mult mai reacționară. Deci ei, efectiv, au luptat și după aia, în Malaezia, au mai stat în junglă și au avut luptă de gherilă. Deci ei, efectiv, luptau și se duceau în sat, omorau pe cine era contra, luau ce le trebuia și fugeau din nou. Deci erau, efectiv, luptă militară de-a dreptul. În Singapore a fost o luptă pentru putere. Erau foarte multe, deci au avut foarte mulți simpatizanți. Erau și sindicate, erau și studenți, pentru că mulți studiaseră în China și deja acolo comuniștii preluaseră. Și asta și pe fondul luptei pentru independență, care era iarăși încă o complicație, o complicare în plus. Până la urmă, deci, ei au devenit independenți, după cum vedeți, și până la urmă au intrat în Federația, deci ceea ce era Malaezia, Federația Malaeziană de atunci, împreună cu Malaia, Sabah și Sarawak, care acum mai există și acum, bineînțeles, dar fără Singapore. Iarăși, datorită diverselor fricțiuni și sociale, dar mai ales din punct de vedere rasial, pentru că în Malaezia sunt 80% malaezieni, 20% chinezi, dar acești 20% chinezi dețin 80% din puterea comercială și din bani. Și atunci, deci, evident că au existat întotdeauna fricțiuni. În Singapore este invers. O să vedem, o să vă arăt mai târziu, o să vedeți. 75% chinezi,
și mult mai puțin malezieni. La vremea respectivă, că erau mai mulți, dar cred că nu erau mai mult de 10-15%. Deci era o inversie de populație, dacă vreți. Și pe fondul acestor fricțiuni, ei au hotărât, domnule, noi nu vrem să ne mai supunem regulilor lor. De ce? Pentru că malezienii, iarăși, dintr-un punct de vedere, dacă stai să privești și din prisma noastră, să zicem, a relației interetnice cu ungurii, într-un fel ai înțelege, domnule, dacă e țara ta, toată educația trebuie să fie în limba țării respectivă. Ei, și atunci ei au venit cu regula, nu mai facem educația în limba engleză, facem toată în limba maleziană. Și nu mai dăm voie nici la școlile în limba chineză. Care, evident, chinezii s-au mășicat pe chestia asta. Altă regulă, au zis, dacă suntem la noi în țară, atunci în bordul orică, deci în Consiliul de Conducere al oricărei companii, cel care are trebuie să aibă un vot sau să conteze foarte mult la luarea deciziei, trebuie să fie malezian. Restul poate să fiți câți vreți, dar printre cei care au decizia trebuie să fie și un om cu răutate malezian, care iarăși nu a fost de acord cu chestia asta și alte chestii. Și atunci, deci, singapurezii au zis, noi nu mai vrem, deci el este mare tartor care a în urmă i-a exterminat literalmente fizic pe comuniștii de acolo și a înșurubat la putere PAP-ul și a devenit și a fost prim-ministru o perioadă lungă de timp, vreo 30 de ani, dacă țin eu minte. Și au luat hotărârea să iasă din federație. Și aici a fost iarăși, dacă vreți, un fel de gamble. Deci un fel de de românizat. De pariu, da. Deci au zis, noi ieșim. Malaezienii, iarăși, au făcut socoteala greșită, au zis, dom'le, ce economie au ăștia? Pe vremea respectivă, Malaezia a câștigat foarte bine din două surse naturale. Erau primul mare producător mondial de cositor, fiindcă pe vremea respectivă, dacă țineți minte, toate conservele trebuiau făcute cositorite pe dinăuntru. Deci tot ce era conservă trebuia cositor și atunci ei furnizau cositorul. Care de s-a terminat. Deci prin anii 60 s-a terminat. Dar atunci încă mai aveau. Deci din cositor și din plantații de cauciuc. Pentru că e tot așa. Tot ce era cauciuc trebuia făcut natural. Era foarte puțin sintetic. Nemții, culmea, ei făcuseră mai mult sintetic. Și atunci am zis, dom'le, noi avem economia. Ce economia au ăștia? Nu. N-au nici apă, ca apă o iau de la noi. N-au nici electricitate, că tot de la noi au. Să-i lăsăm. Să-i lăsăm. Că nu să vină la noi în genunchi și ne pune condițiile după aia. Și ce condiții o să ne pune? Ia lasă. Lasă-i să moară singuri. Și-au făcut greșeală și-au lăsat singuri. Pentru că Licoaniu a avut, iarăși, sclipirea respectivă. El s-a prins, probabil, că modul în care era organizată economia malezei n-o să țină și el a schimbat magazul imediat. Și a dat, el a promovat imediat regimul economic, deci în care efectiv a chemat firmele, a zis cine vrea poate să-și facă companie aici, mâna de lucru era foarte ieftină, fiindcă erau săraci pârliți. Nu știu dacă am pus o poză a unei ce să mai e mizerie. Deci erau, efectiv, majoritatea lor locuiau, trăiau foarte, foarte scăzut, la nivel foarte scăzut. Și atunci, deci, mâna de lucru era foarte ieftină, le-au dat facilități financiare pe 10-15 ani, le-au scutit de impozite și nu mai știu ce alte facilități, proiectele la unii oameni, am înțeles, chiar le-au clădit gratis clădirea, așa, și au venit companiile una după alta și au început să se axeze preponderent pe manufactură. Și a avut de câștigat. Deci din cauza asta a început să se dezvolte economic pe o altă pistă decât Malezia. A renunțat la sprijinul economic, militar. Deci și-au format ei moneda, și-au format poliția, și-au format armata. De-aia vedeți aici, în 71, englezii și-au retras ultimele forțe. Și au câștigat pariu. Între timp, deci, malezienii n-au mai îndrăznit să le taie nici electricitatea, nici curentul, deși apa potabilă a venit de la ei. Și iarăși, asta a fost un motiv de râcă, pentru că au făcut, deci ei au uitat cifrele, dar hai să zic așa, estimativ, măcar ca să vă dau un exemplu, o parabolă. Deci ei luau apa, să zicem, un cent metru cub, luată direct din izvor de la malezieni, ei o prelucrau, o făceau potabilă și o reexportau la 2,5 centi metru cub.
tot la magazin. Și evident că magazinii erau, au fost foarte, adică cum, tu ia bani de la mine și tot mie mi-o vinzi dublu, adică n-am înțeles. Dar au și-au încheiat contractul, deci a fost efectiv pe 55 de ani. Deci el l-au încheiat, a expirat acum, în 2001 sau în 2001. Și l-au, nu știu dacă l-au renoit, cred că l-au renoit, bineînțeles, în alți termeni, nu aceeași, dar ei, între timp, și-au făcut stații de desalinizare. Și chiar vreo două sau trei. Deci noi bem apă desalinizată și reciclat, deci au instalații de reciclare foarte avansate. Deci, iarăși, asta este insula, dar să aveți o idee cam cât de mare e. Deci, asta, efectiv, mă rog, estimativ.